V-am regăsit, Berbec. De acest Crăciun secretul succesului tău este schimbarea. Ea va aduce cu sine mai mult noroc pentru tine în lunile ce urmează și îți va oferi șansa să te bucuri de mai mult romantism în viața ta. Întâlnindu-te cu familia și prietenii dragi, vei putea de asemenea să faci schimb de idei și să pui în aplicare numeroase planuri de viitor. Taur. Ca nativ în această zodie, de Crăciun te îndepărtezi de problemele cotidiene și devii mai spiritual. Norocul te va acapara pe neașteptate și te vei bucura de noi oportunități în ceea ce privește viața profesională. Dacă de Crăciun te relaxezi alături de familie, în săptămânile următoare devii extrem de activ. Gemeni, acest Crăciun îți rezervă surprize incredibil de plăcute. Reușești să rezolvi toate problemele care te-au afectat în trecut și să te concentrezi asupra persoanei iubite, a familiei și a proiectelor creative. Așteaptă-te la schimbări pozitive, radicale și concentrează-te să devii mai echilibrat pe viitor. Există mari șanse să-ți petreci sărbătorile de iarnă undeva în străinătate. Rac. Pentru tine, acest Crăciun înseamnă armonie și redescoperirea valorilor familiei. Acum îți regăsești pacea interioară și te concentrezi asupra unei atitudini pozitive, dar și a gândurilor creative. De Crăciun îți descoperi adevăratul potențial și te pui mult mai bine în valoare leu. Cea mai mare fericire a ta acum este armonia în sectorul dragostei și romantismului, de care te bucuri alături de partener. Un sfat, nu te lăsa păcălit de aparențe și fii atent chiar și la cele mai mici detalii din viața ta. Pune-te pe tine și pe cei dragi pe primul loc și vei avea cele mai frumoase sărbători de iarnă din ultimul timp. Fecioară, acest Crăciun îți aduce speranța că în viitor te vei bucura de schimbări pozitive majore. Așteaptă-te la susținere din partea celor dragi mai alături de ei, vei putea duce la bun sfârșit tot ceea ce ți-ai propus, așadar nu te încăpățâna să faci totul de unul singur. Un dar spiritual pe care ți-l oferă aceste sărbători de iarnă este iertarea. Balanță. Nu te vei aștepta ca după acest Crăciun viața ta să-ți scoată în cale atât de multe oportunități. Acum îți vei schimba complet viața datorită atenției la detalii, aminții ascuțite și abilității de a te înțelege perfect cu cei din jur. Mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți-a oferit până acum pentru că viitorul se anunță luminos. Scorpion. Perioada de Crăciun reprezintă pentru tine un punct de cotitură în viață. În cel mai scurt timp, Vei găsi ceea ce ai căutat până acum. Nu visa la succes. Trezește-te și acționează. Mândria și curajul nu trebuie să-ți lipsească din atitudine, căci doar așa vei reuși să ieși din comun și să țintești spre excelență. Săgetător! Astrele ți-au pregătit o perioadă plină de dragoste în compania celor mai dragi persoane. Te vei bucura astfel de sărbătorile de iarnă alături de cei iubiți, lucru ce te va ajuta să conștientizezi puterea relațiilor interpersonale și să te dezvolți armonios ca persoană. Capricorn. De acest Crăciun nu ai deloc timp să te relaxezi. Trebuie să iei decizii importante care îți vor afecta nu doar cariera, ci și viața personală. Vei trece printr-o perioadă extrem de intensă din punct de vedere emoțional și va fi nevoie să te menții mereu activ. Puneți ideile în practică, căci aceste sărbători de iarnă vor aduce mari oportunități pentru cariera ta. Vărsător! De acest Crăciun este recomandat să te lași purta de val și să-ți asculți instinctele. Numai astfel vei reuși să reunești familia și să vă bucurați împreună de sărbătorile de iarnă. O altă variantă ar fi să te aventurezi împreună cu persoana iubită într-o excursie care să vă dăruiască numeroase amintiri extraordinare. Pești. Pentru tine, acest Crăciun înseamnă dragoste. Acum ai șansa să repari relațiile cu persoanele de care te-ai îndepărtat și să îmbunătățești viața de cuplu. Mai mult, toată această dragoste care reintră în viața ta va avea efecte pozitive asupra celorlalte capitole, social, profesional și financiar. Acestea au fost previziunile astrale pentru ziua de Crăciun. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!